Ne așteaptă o etapă retur împotriva unei echipe, aș descrie eu, foarte interesantă din Superliga, Politehnica Iași. Dar înainte de a vorbi despre meciul următor, vreau să vă întreb, în calitate de fost component al echipei naționale într-o perioadă în care, să fim realiști, nu ajungeau mulți fotbaliști acolo, fotbaliști de calitate mă refer, ce impresie aveți după această calificare? Iată. Da, trebuie felicitați absolut toți, staff-ul, jucătorii. Trebuie să fim realiști. Nu ne gândeam niciodată că vom termina după primul loc. Toată lumea la tragerea la sorți vedeam Elveția și restul. Și noi că ne batem, ne vom bate la locul 2 cu celelalte, Israel, Belarus și așa mai departe. Este un lucru extraordinar pentru fotbalul românesc. De foarte multă vreme nu ne-am calificat. Este un lucru bun pentru toată lumea. Acum nu mai contează, sau va conta, dar important este să ne bucurăm de această calificare, pentru că lumea se gândește că vom fi poate victime sigure. Văd fel și fel de grupe făcute de fel și fel de țări, cum le convine să joace cu România, cu mai știu ce. Nu contează lucrul ăsta. E mai bine să ne privească un pic așa de sus și să fim o surpriză. Însă important este că ne-am calificat și că în sfârșit nu mai vedem un turneu final de la televizor. Și acum ne întoarcem în Superliga. Meci retur contra cel de la Politehnica Iași. Să ne amintim că în tur am reușit să învingem în deplasare cu scorul de 3-1. Spun eu într-o manieră spre categoric. A fost greu, dar totuși am arătat mai bine în acest meci. Da, a fost o victorie meritată, o victorie muncită, însă și la momentul respectiv l-am lăudat pe Leo, pentru că chiar fiind o nouă provată au arătat foarte bine, cel puțin începutul de joc a fost al lor. Normal că pe parcurs au adus și ceva jucători până au reușit să se integreze, pentru că acum mai văd o echipă foarte omogenă, o echipă care încearcă să joace fotbal. Nu e ușor să ai 2-0 contra CFR-ului. Va fi un meci, cum am spus-o mereu, sunt toate, un meci dificil și noi avem un moral bun, avem o perioadă pozitivă și îmi doresc să o ținem în continuare la fel. Probleme de luat în sumul echipei? Nu. În afară de veșnica accentare, să spunem așa, Dragoș, în rest toată lumea este foarte bine, ne bucurăm. Este a treia pauză, să spunem așa, și după cele două pauze de dinainte, chiar am revenit bine în campionat. Să dăm Dumnezeu să fie la fel de bine și în meciul ăsta. Și acum un subiect, să-i spunem, ușor sensibil. Într-adevăr, ora este așa, să zic, cu dublu, mă rog, cu dublu sens, că totuși da, nu iasă toată lumea de la lucru. Noi sperăm să vină foarte multă lume pe stadion. Vreau să ce așteptări aveți. Da, îmi pui de foarte multe ori întrebarea asta. Normal că ne dorim ca suporterii să vină alături de noi, ne dorim să fie lângă noi, indiferent de situație, dar sunt fel și fel de aspecte care nu depind de noi. Cred că parcursul nostru este unul bun, care cred eu că ar face ca lumea să vină la stadion, pentru că am și practicat un joc bun în multe meciuri. Acum noi așteptăm și cu siguranță băieții vor da totul și la meciul de mâine.